Dacă aș fi din nou student, aș alege mai bine facultatea la care mă duc. Așa, bun. De ce zice asta? Pentru că am lucrat puțin în domeniul în care am făcut facultate, dar apoi a trebuit să mă reprofilez pentru că nu era ceea ce îmi doream și nu Adică câștigam nu corespunzător. era de fapt ceea ce te așteptai să fie, nu? Sau Nu era ceea ce m-am așteptat să fie, nu se câștiga corespunzător. Da, cam Și așa a fost. atunci nu e mai greu să te reprofilezi? Adică tu ai făcut cadastru, nu? Da, eu am făcut Câți ani? cadastru 4 ani de zile. 4 ani de zile. Cadastru, apoi am mers la master, ceva asemănător cu cadastrul. Deci ai făcut și masterul, Am l-ai făcut și terminat? masterul. Deci... Trebuie să mai dau disertația, Și o probabil. mai dai? Probabil. Așa. Bun, și cum de ce ai avut curajul ăsta ca să renunți la 6 ani de studii într-un domeniu? Da, de fapt, Și să... reprofilarea am început-o la master. Motivul pentru care am renunțat la 4 ani într-un domeniu deja investiți a fost faptul că am văzut perspectivele pe care le ofereau și perspectivele în noul domeniu. Și noul domeniu era? Programare, dezvoltare web. Aha, deci tu ai făcut cadastru, adică stai și măsori, te plimbi Și cu măsor pe mașina, noapte, plin cu mașina, mergi pe coclauri și pe așa, infrastructură. și după aia zici că, bă, e cam nașpa, așa, nu prea Exact, nu se mai prea. mănâncă pâine bună acolo Exact. și mă apuc de programare. Da. Păi și cum a fost trecerea asta? Am făcut 2 semestre la master în domeniul programării, dar destul de nivel foarte începător. Adică Deci nivel basic, basic, practic. da, exact, nivel basic. Restul lucrurilor le-am învățat singur, informații sunt peste tot, mai ales în domeniul acesta. Eu numai să vrei, că Da, doar să vrei. cred că și pe YouTube sunt tutoriale. Exact. Sunt site-uri dedicate, sunt tutoriale. Motivul pentru care m-am reprofilat a fost, sau unul din motive, a fost pentru că am realizat faptul că în timpul facultății, informația utilă din 4 ani de zile aș putea condensa într-un singur an. Deci dacă ar fi să înveți doar ceea ce trebuie, Adică cu... ceea ce și folosești, nu doar să-ți umpli capul cu informații care nu contează, nu? La asta Exact. te referi. Da, exact. Deci doar ceea ce trebuie să folosești în meserie ar fi un an. M-am gândit că ar putea să fie exact așa și în alte facultăți. Pentru majoritatea studenților, din 4 sau 3 ani poți condensa într-un singur an. Mi-am făcut socotelile și am spus, pun deoparte un an sau poate reușesc mai repede în care voi învăța. Deci doar voi învăța Vei învăța programare. programare. Exact. Și cum ai făcut treaba asta? Adică asta a fost după ce ai terminat După ce am școala, terminat, când după erai ce am lucrat. deja Da. pe cont propriu. Da. Așa, și nu ți-a fost greu cu banii, cu cheltuielile? Adică tu din ce trăiai? Da, asta e bine de menționat. Am împrumutat de la prieteni, de la familie, De la toată de lumea? la toată lumea, de la prietenii apropiați și de la familie, în primul rând. Am împrumutat bani ca să trăiesc 5-6 luni. Pentru o perioadă am avut bani, apoi mi s-au terminat pentru 5 Deci luni stai așa, deci jumate. tu ai împrumutat bani timp Timp de 6 luni așa ca să-mi ca acopăr să cheltuielile. doar ca să mănânci și să adică mă gândesc că minimul necesar, că nu te Minimul duceai în necesar, exact. vacanțe cu ocazie sau cu Exact. așa. Bun, și ce ziceau ceilalți când tu le spuneai că împrumuți bani ca să trăiești, ca în timpul ăsta tu de fapt nu să te angajezi, erai și angajat? Nu eram angajat. Deci, practic, ai stat Am acasă, stat cum ar veni, acasă. și ai învățat programare. Exact, am învățat Și ce programare. ziceau despre tine? Că nu-i ceva chiar obișnuit. Da. La început mi s-a acordat suport și mi-au dat banii oamenii respectivi, prietenii respectivi. Unii dintre ei m-au susținut până la capăt, majoritatea dintre ei începeau să se îndoiască de mine dacă chiar lucrez, dacă fac ceva util sau dacă sunt leneș și efectiv stau acasă. Așa. Dar tu cum te simțeai? Am fost destul de presat, pot să spun, la un moment dat, pentru că cei care mi-au dat banii deja începeau să se întrebe și pe bună dreptate, Bă, îi asta înțeleg. mai dă bani înapoi? Exact. O să ai de unde să îmi dai banii înapoi și pe bună dreptate îi înțeleg. Erau banii lor, practic, și se Așa. întrebau, dar nu existau 2 zile în care să nu mă întrebe cineva ce faci, cum îți merge, reușești, e angajat, ai reușit să prinzi un loc în domeniu sau încă mai durează, când reușim
să ne luăm banii înapoi. Eventual, asta era întrebarea discretă, uneori o spuneau, alteori nu. A fost destul de mare presiunea, pot să spun. Eram tentat să mă îndoiesc. De fapt, chiar mă îndoiam de multe ori și eu. Oare chiar știu ce fac? Te îndoiai de tine, nu? Mă îndoiam de mine, da. Sau că voi reuși. Sau că voi reuși în termen, în timpul în care mi l-am propus. Pot să spun că a fost o perioadă destul de grea din viață. Cât timp a durat până la urmă? Până la urmă, 6 luni. În 6 luni am reușit să mă angajez, dar după ce te angajezi, așa, următorul salar vine după o lună sau o lună jumate. Asta e cea mai lungă lună din viața mea. Așa. Bun, de 6 luni ai tras tare ca să înveți programare. 6 luni mai exact tare. Ce? Am început cu dezvoltare web. Asta înseamnă HTML, CSS, adică JavaScript de bază și apoi pentru backend, pentru partea de backend, Python și Django. Django este un framework, o librărie pentru backend. Deci frontend și backend. Așa, bun. Și apoi te-ai angajat. Bănuiesc că salariul nu a fost sau a fost un salariu grozav la început? Nu a fost un salariu grozav, dar mult mai mare decât ce aș fi putut obține cu un an sau doi experiență în domeniul anterior. De cadastru. Da, în cadastru, da. Aha, deci practic ai fost mulțumit, nu? Am fost mulțumit, da. Am fost mulțumit de la început. Condiții de muncă am avut foarte bune de la început. Lucram la de acasă. Unde? Lucram de acasă pentru un patron din Cehia. Aha, bun. Cum l-ai găsit pe nenea din Cehia? Discutăm cu un prieten pe internet. Am vrut să iau legătura cu un prieten de acolo din Cehia. L-am întrebat ce mai face, cu ce se mai ocupă și apoi m-a întrebat și el și am spus lucrez, acum învăț Django. Ăsta fiind o nișă, nu este chiar mainstream. Nu toată lumea care învață programare învață Python și Django. Ăsta fiind o nișă, e foarte greu să găsești și locuri de muncă, dar și ca și angajator să găsești angajați. Da, și mă gândesc că dacă e o nișă așa mai îngustă, probabil că și câștigul e un pic mai mare pentru cei care, nu? Da, este pentru cei care știu efectiv. Da, este puțin mai mare, exact. Așa. Și ți-ai găsit un job practic, era un fel de freelancer. Da, pot să zic că sunt freelancer, nu am fost angajat efectiv, ci mi-am deschis întreprinderea individuală, pentru că pot să mai fac și alte proiecte pe lângă acest client principal sau șef, am putea să-i spunem. Bun. Cum acum dacă te uiți la cele 6 luni din viața în care erai stresat și învățai, ce vezi în cele 6 luni? Cum te raportezi la cele 6 luni? A fost o investiție foarte bună, a fost o perioadă grea din viață în care pot să zic că cumva doar Dumnezeu a stat alături de mine și poate un prieten sau doi, dar a fost o perioadă în care m-am maturizat, am învățat destul de mult și crucială. Pot să spun, a fost un moment de cotitură. Dar cotitură în ce sens? Adică ți era teamă, ar fi vrut să te întorci în zona, în penișa asta a cadastrului sau în ce sens a fost cotitură? Un moment de cotitură în felul în care percep lucrurile, în felul în care învăț, în care doresc să învăț ceva nou, în felul în care accept riscuri. Da, aveam mereu varianta să mă întorc în ceea ce făceam până atunci, chiar mai mulți îmi spuneau, nu ar fi oare mai bine să-ți găsești un loc și poate să înveți în paralel în timpul în care lucrezi acolo? Chiar foarte mulți îmi sugerau ideea asta. Da, teoretic are o logică, ei au vrut să-ți facă ție exact. Un bine, să-ți dea un sfat bun. Exact. Din chiar din propria lor mentalitate. Exact. Așa. Da. Chiar destul de pertinent mi s-a părut cineva care mi-a spus, dacă tu nu ai reușit să faci să intri într-o meserie în care te-ai pregătit 4 ani și ai și început să faci ceva practică, ceva experiență, cum vei reuși într-o meserie în care nu ai făcut facultate, nu ai o hârtie, nu ai pregătire, nu ai atâția ani lucrați în domeniu. Deci cum vei reuși în ceva nou dacă nu ai reușit în... Da, adică ai învățat, ai făcut facultate și după aia tu renunți la toată chestia asta și zici exact. Că 6 luni mănânc pâine cu margarină, metaforic vorbind, și învăț programare. Exact. Adică programare, ceea ce alții trebuie să învețe în 3-4 ani. Deci se poate. Da, se poate. Se poate. Se poate pentru că mă gândesc că te și concentrezi chiar numai pe ceea ce trebuie. Nu mai înveți teoria chibritului și toate
o grămadă de alte lucruri care nu sunt atât de importante. Exact, da. Ok, Benny. No, în încheiere vreau să te rog să ai un gând sau o recomandare referitor la orientarea profesională. Ce să facă un tânăr care poate este silit de părinții lui să meargă la o facultate, o facultate care nu-i place, sau dacă își dă seama în timpul facultății că nu-i ceea ce se aștepta să fie? Hai să le luăm pe rând, să răspund la a doua. Dacă vă dați seama în timpul facultății că nu este ceea ce doriți să faceți, mai bine opriți-vă atunci. Decât să mai pierdeți încă 2 ani de zile, mai bine opriți-vă atunci și mergeți în direcția în care trebuie. În care, da. Și ai și o înclinație. Exact, în care ai înclinație. Despre ceilalți care sunt împinși de părinți, nu știu ce sfat să vă dau. Depinde cum este relația dumneavoastră a voastră cu părinții. Depinde dacă ei vă plătesc sau nu facturile, dacă ei vă plătesc studiul sau nu vă plătesc. Depinde de la caz la caz. În principiu vă recomand o relație bună cu părinții. Vă recomand să aveți o relație bună cu părinții, dar totuși ei trebuie să înțeleagă că e decizia voastră, e viața voastră, până la urmă sunteți majori și cred că trebuie să vă comportați ca atare, ca să le dați motive să aibă încredere în voi. Da, și acum o să te rog să-mi permiți o mică paranteză. E foarte important să fii responsabil și să-ți asumi responsabilitatea. Adică nu, da, gata, nu mai am chef asta, dar nu mai fac altceva. Știi? Adică părinții trebuie să vadă în tine faptul că tu chiar îți dorești să faci ceva. Și poate dacă ei nu te vor susține, va trebui să găsești o metodă să te descurci singur. Exact. Da. Scuză-mă. Sănătate. Mulțumesc. Mai aveai ceva de adăugat? Da. Pentru cei care aleg o facultate, e foarte important să vedeți de unde vă luați informația. Dacă vrei să faci o meserie, ce ți-aș putea recomanda? Vorbește cu cineva care face meseria asta de 3-4 ani. Sau de mai mulți ani, dacă... sau măcar de 4 ani, probabil vei cunoaște un tânăr, întreabă-l pe el, întreabă-l cum este concurența, cum a reușit, cum este acum domeniul. Nu luați informații de oriunde. Cu tot respectul pentru profesorii buni pe care i-am avut, cu tot respectul... Deja parcă îmi imaginez și vrei să zici. pot să spun că profesorii au un oarecare grad de naivitate, pe care îl înțeleg și este justificat, pentru că ei au trăit într-o altă paradigmă, într-o altă lume, aș putea să spun. Exact. Mulți dintre ei nu au lucrat nici măcar o zi în afara piața. Da, să vadă exact ce e în piața adevărată. Exact. Și acești oameni, ușor naivi, aș putea să spun. Și bine intenționați, cu siguranță. Unii dintre ei ușor naivi, alții mult mai naivi decât cei... Ce legat de Belin exprimare. Dacă nu filmam, cred că folosea un alt cuvânt. Așa, scuză-mă, continuă. Exact. Deci acești oameni foarte naivi se apucă să dea sfaturi unor tineri cu ochi mari, cu aspirații la fel de mari sau mai mari ca și ochii, exact, sau și cu ochelari, care abia așteaptă să li se spună, merge meseria respectivă, se fac 2000 de euro din prima lună. Nu sunt chiar așa lucrurile. Nu luați informații de la ei, nu luați informații de la oameni care nu mai lucrează, nu mai sunt în piața muncii. Din păcate, aceștia sunt oamenii care vă înconjoară. Aveți profesori și aveți, poate, neam, următuși, unchi, bunici, cu scrii, verișori și alte... Tot neamul. Exact. Nu luați informații de la el. Căutați oameni care fac meseria asta. Păi și ce faci dacă nu cunoști pe nimeni? Uite, îți recomand un lucru. Uite-te pe site-ul facultății pe care vrei să o urmezi. Vei găsi acolo absolvenți, alumini. Caută câțiva cu 2-3 ani în urmă, care deja probabil... Cauți pe Facebook, foarte simplu. Și cauți pe Facebook, le cauți numărul de telefon. Mulți și-au pus și acolo un număr de telefon. Și trimite-le un e-mail. Uite, sunt cu Tărică, am 17 ani și sunt foarte debusolat, vreau să urmez cariera ta. Ai reușit să intri în meseria respectivă. Ai salariu corespunzător, ai condiții de muncă corespunzătoare. Câți dintre colegii tăi au reușit, ai fost printre cei mai buni, ai fost printre cei mai slabi la absolvire, ce a contat? Și întrebați-i. Eu, unul, dacă m-ar suna cineva, cu tot dragul i-aș răspunde și cred că majoritatea tinerilor ar putea să răspundă. Fiți curajoși, sunați, vorbiți, chiar dacă sunt necunoscuți. Poate veți găsi un om, și dacă, un om care vă va fi de folos pe viitor. Poate va fi o legătură utilă.
cu... O să creezi o relație. Da, exact, creezi o relație și poate el va fi primul care te va angaja sau îți va da o ocazie să faci o practică. Vorbește cu cineva. Ei se bucură să vadă oameni interesați. Nu luați informații de unde nu au cum să fie informații corecte. Asta vă recomand înainte. La 17 ani, la 18 ani, asta mi-aș fi dorit să mi se spună sau să fac atunci. Așa, vreau să mai menționez ceva legat de ceea ce spunea Beni. E foarte important să știi cum vorbești atunci când vrei să obții o informație de genul ăsta. Trebuie să fii foarte, foarte politicos, pentru că nimeni nu are nicio obligație față de tine. Și dacă îi contactezi pe e-mail sau pe Facebook, ar trebui să vorbești frumos și să spui: bună ziua, numele meu este așa, sunt așa, vă rog frumos, dacă se poate, să-mi oferiți un ajutor, să mă ajutați cu niște informații. Nu trimite un e-mail ceva de genul: salut, băi, uite, zi-mi și mie care e faza cu chestia asta, câți bani câștigi acum. Adică nu stilul ăsta de abordare, ceva foarte politicos și foarte direct, dar politicos. Cu drag, vă mulțumesc, se poate, dacă nu vă deranjez, chestii de genul ăsta de care țin de politețe. No, mai ai ceva de adăugat? Nu, nu. Ok. Îți mulțumesc pentru că te-ai uitat la acest videoclip, știu că au fost foarte multe informații valoroase, așa că dacă vrei și alte informații valoroase pe viitor și nu ești deja abonat, abonează-te și ne vedem data viitoare. Până atunci, salut! 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 Așa, bun, pa!